Noroc, prieteni! Bine ați venit pe canalul Agrar Shots Media. Eu sunt Silviu. Și suntem din nou în câmp, de data aceasta la prelucrarea terenului. Astăzi e data de 27 februarie. Afară sunt în jur de 15 grade. Am venit astăzi la prelucrarea terenului de după cultura de porumb. Ieri am fost aici și am recoltat în jur de vreo 10 hectare. Și am agățat azi utilajele și am venit să prelucrăm terenul. Sunt astăzi cu Tiscu, cu Horse Joker. Acolo este fiendul cu scarificatorul, merge fratele meu. Da, încă o zi de muncă. După cum vedeți, fac întâi capetele și după merg pe diagonală. Fac capetele pentru că sunt șansuri de la semănat. Și când ajung în capăt, trebuie să merg foarte încet și pierd foarte mult timp. Și întâi fac capătul și după pot să merg din lung, liber, fără nicio împendiment. După cum am spus, ieri am recoltat aici niște porumb. A ieșit în jur de vreo 3 tone jumătate. Nu mai avem încă mult de strâns. Avem această bucată. Aici mai sunt în jur de vreo 20 ceva de hectare, cam poate vreo 20 hectare, cam așa. Și ne mutăm, trebuie să mergem într-o bucată de 35 hectare. Și cam asta a fost cu porumbul pe anul ăsta. Pregătim terenul pentru semănat. Deși, după cum se arată timpul, nu știu dacă va fi posibil de semănat în caz că nu va ploua deloc. Asta în cel mai rău caz. Mai este mult până la început de semănat, dar umiditate în sol este. Dar nu știu. Dacă plouă, va fi foarte bine. Apropo, noi încă nu am început a fertiliza grâul, cât și rapița. Și drept a să întoarcem jumătate din rapiță, posibil mai mult de jumătate, fiindcă nu a răsărit, și cea care a răsărit s-a uscat și a intrat în iarnă foarte mică și au rămas din cultura de rapiță cât de cât bunișică, au rămas în jur de vreo 30 ceva de hectare, aproape 40 de hectare, mai mult nu, 40-120 ceva de hectare. Și cel mai probabil o să le întoarcem. Suntem cu clasa Leonu, are în jur de vreo 4700 de ore, destul de mult, dar până când mai merge. Da, asta. Cum am menționat, nu am început la fertilizat de grâu, de rapiță, pentru că nu a plouat. Se poate de fertilizat și așa, dar mi-e frică, fiindcă la deasupra solului e format o crustă mică de vreo 2 cm și ea e uscat, efectiv deasupra solului e uscat. Și riscul ca să o împrăștiem deasupra solului și se evapore în caz că nu plouă este destul de mare. Se poate de fertilizat înainte de un îngheț, dar riscul este mult prea mare și îngrășămintele costă mult și nu faci.
sper să vină măcar o ploaie mic, să fertilizăm cât de cât, dar până când nu putem să intrăm. Deși și nici timp nu avem, trebuie să prelucrăm terenul și după poate să ne apucăm acolo. Fendul merge cu scarificatorul, apropo am avut o problemă la fend. De un timp încoace nu mai trăgea cum trebuie. Eu asta am observat, adică eu am mers de la început de când l-am cumpărat și după 3 ani și ceva nu mai trăgea la fel cum ca la început. Și nu înțelegeam care poate fi motivul. Și am găsit buba, cum s-ar spune, truba sau țeava prin care merge aerul, care face presiune la motor ca el să tragă, era spartă din cauza la o chestie de fier mică. El, chestia ce vine cu un fel de suport să țină truba sau și s-o spart, s-o rupt mai exact, s-o rupt, nu știu din ce cauză s-o rupt, dar s-o rupt. Și efectiv când s-o rupt și o bucată din țeava care merge aerul sau care face presiunea la motor ca el să tragă. Și ieri tatăl meu cu fratele meu au scos-o, am sudat-o și l-am întrebat cu fratele meu cum merge. Și a zis că destul de ok. Eu zic că primește foarte bine de normă. El așteaptă pe el să treacă. Și da, cum spunem, s-a rupt o bucată de țeavă de acolo și el trăgea mereu aer și pierdea din putere. Efectiv, el pierdea din putere. După ce o sudat acolo gaura, s-a schimbat, efectiv s-a schimbat și zgomotul, sunetul de la motor. Bine că am observat și am sudat-o la timp, fiindcă ce-i drept am mers cu el pe timp de vară, am mers cu el când era foarte mult praf și tot cel mai probabil o nimerit ceva praf în țeava în care se duce la motor, adică țeava și merge, face presiune la motor și acolo se duce la motor în la cooler, face legătură cu coolerul, dacă nu mă greșesc eu, corectați-mă. S-a nimerit ceva praf, dar nu e grav, efectiv nu e grav. Dar bine că am observat la timp și am reparat-o. Eu încă nu m-am urcat pe el să văd cum trage, ca să vă spun și vouă, dar zilele următoare o să merg și eu cu el să văd. Și cam asta. Bine că s-a observat la timp și nu am lăsat așa să mergem mai mult timp, să strici ceva mai mult. În fine, asta va fi toată ziua. Nu sunt cu fendul și mă zdrunșină tare. Dar asta e. Sper că în perioada următoare o să terminăm și noi de recoltat porumbul. Și o să ne apucăm, o să finisem după asta de prelucrat terenul și să mergem la fertilizat. Nici nu știu când va fi posibil. În caz că nu plouă, nu cred să putem fertiliza. În fine, vom vedea. Apropo, am trecut pragul de 500 de abonați. Pentru cineva o să pară o mică chestie, spre exemplu pentru mine, 500 de abonați la nivelul care sunt eu, e destul de bine, adică nu pot să zic că e foarte puțin, pe lângă unii e ok, pentru mine e ok. Cam asta.
toată ziua. Haideți că o să revin cu alte cadre, poate din exterior, și dacă o să găsesc un subiect de discuție. Apropo, astăzi este ziua de marți, tatăl meu a plecat din nou la protest. Sper ceva să se rezolve, deși nu cred, slabe șanse. Cam asta. Bine, dar eu vă doresc succes în continuare. Vă urez vizionare plăcută. Până la nou. Până la noi noutăți. Vă doresc numai bine. A, prieten care a venit. Vreau să vă arăt și vouă cum se primește după ce dăm cu discul. Cam așa iese. Eu zic că se primește destul de ok. Așa-i recoltarea. Și așa merge după disc. Eu zic că se primește destul de ok. Este foarte diferit față de tehnologia de arat. Nu încorporăm resturile vegetale în sol. Asta ca să păstrăm umiditatea. Asta e și scopul. Da, haideți că merg puțin mai încolo să vă arăt și vouă cum se primește după... După disc și, nu, înainte de disc și după scarificat. Sau înainte de scarificat. Înainte de scarificat și după. Încet, încet. Suc sol, la noi nu a mai plouat de vreo 2 săptămâni, dacă nu mai mult. Și cam așa iese după ce merge cu scarificatorul. Scoate umiditatea, dar măcar facem ca un capac să nu mai pătrundă aerul și să păstrăm cât mai multă umiditatea în sol. Eu zic că este destul de ok. Sfărâm și resturile vegetale. Oricum la semănătoare avem aricii din față care înlătură de pe secția de semănat înlătură resturile astea. Eu zic că se primește așa e după disc și așa e după scarificat. Eu zic că se primește ok. Da, asta-i. Asta-i situația. Nu pun să mănâncă. Țin eu ora 3:30, n-am mâncat încă nimic azi. Nu pun să mănânc. Și trebuie să-i dăm bătaie. Trebuie să termin azi parcela asta, să avem numai de scarificat. Cam asta. Cred că nu o să mai filmez nimic azi. Asta e toată activitatea ziua de astăzi. Eu vă doresc numai bine. O seară plăcută și până la un nou video. Abonați-vă la canal. Dați follow la contul de Instagram Silviu Liniuță Jos Dimitru 44 și la contul de Instagram Dimitrian Ungurean. Bam, bam.